Atleții de la Clubul Sportiv Școlar Rădăuți, pregătiți de profesorul Bogdan Roșcăneanu, continuă antrenamentele în ritm susținut. Atletul Andrei Ignatiuc tocmai s-a reîntors acasă cu titlul de vicecampion balcanic, obținut cu echipa României la campionatul balcanic de alergare montană de seniori și juniori 1, organizat în stațiunea Poiana Brașov. Suntem la Stadionul Municipal Rădăuți, unde atleții de la Clubul Sportiv Școlar Rădăuți își desfășoară antrenamentul. Domnule profesor, de când nu ne-am mai văzut, ați mai avut două competiții. Cum v-ați descurcat cu atleții dumneavoastră? Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Am avut o competiție la Giroc, în județul Timiș, de cross, unde a participat Andrei Ignatiuc la o categorie mai mare decât a lui, respectiv la juniori 1, el fiind ultimul an de junior 2. O cursă de 6 km, unde Andrei, în primii 5 km, era liderul cursii. În ultima parte a cursii a acuzat un cârcer la picior, dar a terminat în primii 4. Ceea ce a conferit o calificare la campionatele balcanice și europene. Deci, prin acest loc 4 a prins un loc de titular, dacă putem spune așa, în lotul național al României. Da. V-ați deplasat cu el la Poiana Brașov, la Balcaneadă. Cum s-a descurcat Andrei alături de coechipierii săi din echipa națională a României? Păi, el participă la a doua Balcaneadă, anul trecut tot a fost participant, reprezentând echipa României la Balcaneadă de la Câmpul Lung. Anul acesta Balcaneada s-a ținut în Poiana, stațiunea, minunata stațiune din Poiana Brașov, unde Andrei s-a clasat la finele cursei de 6 km montan pe locul 5. Astfel, împreună cu ceilalți colegii, au reușit și au urcat pe locul 2. Au ieșit vicecampioni balcanici. Ceilalți colegi din echipa lui, a venit un coleg de la Bistrița pe locul 4, Andrei Ignatiuc pe locul 5, pe locul 9 și pe locul 11. Felicitări pentru performanțele deosebite ale lui Andrei și văd că astăzi aveți foarte mulți copii la pregătire. Câți copii aveți astăzi la stadion? Pentru că văd activitate la atletism intensă. Da, din câte ați mai fost, sunt aceiași sportivi, au mai venit alții în plus. Mă bucur faptul că Andrei a luat această medalie, că le-a dat curaj colegilor și vin și vor și ei să ajungă unde a ajuns Andrei. Ce urmează pentru atleții pe care îi pregătiți? Urmează o perioadă de pregătire mai lungă, respectiv noiembrie, decembrie, ianuarie, unde vom avea campionatele naționale de sală. Stăm de vorbă cu Andrei Ignatiuc, proaspăt vicecampion balcanic cu echipa națională a României. Andrei, te-aș întreba prima dată, cum a fost la campionatul național de cross de la Girov? Păi a fost un concurs greu, cu adversari mult mai mari, o cursă foarte grea, dar am reușit să îmi îndeplinesc scopul și să prind lotul la junior 1 și să ies pe locul 4. Adică te-ai clasat în primii 4, da, și ai prins lotul național al României. Da. La Poiana Brașov, cum a fost cursa și cum te-ai înțeles cu ceilalți colegi ai tăi pentru că ați reușit împreună cu echipa națională a României să deveniți vicecampion balcanici? A fost o cursă grea, mai ales contra adversarii noștri din Balcani, mai ales turcii, dar am reușit să colaborăm și să rupem și noi o medalie frumoasă. Andrei, ce urmează pentru tine în viitor apropiat? Păi urmează perioada de volum, care va pregăti campionatul de sală. Andrei, felicitări pentru rezultatele obținute și mult succes în continuare. Mulțumesc frumos. Andrei, la ce probă concurezi tu? 800 și 1500. Care au fost ultimele competiții la care ai participat și cum te-ai descurcat? Ultima a fost la București, pe stadionul Ion Balaș, în proba de 400, când o să țină mai lungi din cauza pandemiei și atunci am alergat accidentat. Am avut accidentare și acum recuperare. Ce urmează pentru tine și care sunt competițiile următoare la care vei participa? Momentan nu sunt singur din cauza situației actuale și mai mult ca sigur 800 și 1500. Campionatul național de sală, la fel cum a spus și Andrei, nu? Da, da, tot așa. Felicitări și mult succes pe mai departe. Mulțumesc frumos! Diana, îți întrerupem puțin antrenamentul. Cum a mai decurs antrenamentul din ultima perioadă și cum stai cu accidentarea? Bună ziua, cu accidentarea sunt destul de bine, m-am recuperat repede, am reluat antrenamentele și aștept următorul concurs. Tu nu ai avut competiții în ultima perioadă, când vei păși din nou pe pista de concurs într-un concurs oficial?
Am ratat într-adevăr sezonul de pistă, crossurile. Să sperăm că se vor da drumul la competiții și pot participa la sezonul de sală. Când crezi că o să fie următoarele competiții? Dacă ești ok și cum decurge pregătirea în momentul de față? Să sperăm că va avea loc campionatul național, care sper să se desfășoare la martie și să pot să devin campion național. Diana, felicitări pentru tot ce faci, succes pe mai departe! Mulțumesc!